Lecția 26. Gândurile mele de atac îmi atacă invulnerabilitatea. Urmați instrucțiunile complete ale lecției din cartea Curs de Miracole. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus. Suntem încă o dată încântați că ești suficient de disciplinat pentru a ni te alătura astăzi. Mulți oameni fac aceste lecții în fiecare zi. Vrem să îți imaginezi această comunitate frumoasă din care ai devenit parte. Mulți dintre voi vă simțiți singuri, abandonați sau izolați, dar vrem să vă uitați la acele cifre atunci când faceți click pe acest videoclip referitor la seria YouTube în engleză și să vedeți că aproximativ 1800 de oameni au făcut aceeași lecție pe care o ai. Ce bucurie minunată este să vezi asta! Vrem să simți cu adevărat o comuniune cu această comunitate. Aceasta este o comunitate globală din care faci parte. Așa cum frica este transmisă prin sistemele voastre mass media, aici suntem cu toții împreună, difuzând iubire. Facem munca disciplinată de antrenament mental, care vă face pe toți să vă retrageți de la gândurile voastre de atac despre voi sau despre altul. Să știi că acestea trebuie să îți fie reflectate înapoi în frică și că asta este un act al liberului arbitru. Alegi să refuzi să ataci pe altul sau pe tine însuți. Știi că trebuie să existe o proiecție a acelui atac și o vei simți. Este important să înțelegi că tu te ataci doar pe tine. Mintea ta pătrunde în întreaga lume în care trăiești. Când o ataci, te ataci pe tine însuți. Nu la figurat, ci la propriu. Părțile din conștiința ta pe care le proiectezi ești tu, chiar și atunci când par să fie în afara ta. Ele sunt părțile minții tale pe care le ții departe de tine pentru a menține o aparență de pace tentantă. Cu toate acestea, vom spune că este mai mult o încetare a focului decât o pace adevărată. Adevărata pace înseamnă că știi că ești invulnerabil. Ești o ființă spirituală eternă. Ai fost înainte de a se naște acest trup și vei fi după ce acest trup pare să treacă, pentru că trupul nu moare. Nu a fost niciodată în viață. Vrem să clarificăm asta. Corpul este un cadavru animat de spiritul tău. Spiritul tău a fost înainte, este acum și în viitor, va fi întotdeauna același. Este de la Dumnezeu și, prin urmare, neschimbabil. Corpul este animat de tine, astfel încât să ai aici o experiență de a renunța la aspectele minții tale care nu îți servesc. Acesta este singurul său scop: să comunice iubirea, să îți permită să călătorești prin experiențele tale, să înveți ce este lipsit de iubire și să-l lași. Odată ce acel corp și-a îndeplinit scopul, permițându-ți să ai acea experiență, nu mai ai nevoie de el. Asta nu este ceva de care să ne temem. Aceasta este venirea ta acasă. Ești neschimbător, ești veșnic și ești una cu Dumnezeu în adevăr. Nu sunteți separați. Această separare este o iluzie alimentată de credința ta în ea și asta este ceea ce anulăm acum. Îți anulăm credința în atac, ceea ce demonstrează credința ta în separare. Acesta este un exercițiu puternic de contemplat și îți cerem să faci tot posibilul pentru a practica ori de câte ori ți se cere. Știm că viața ta este ocupată și că trebuie să ai niște mementouri. În cele din urmă, nu va trebui să ți se reamintească. Vei descoperi că aceste lecții îți pătrund în minte. Îți vei antrena mintea să se alinieze la aceste principii și idei frumoase. Acele terori chinuitoare care îți provoacă anxietate, frică, regret, rușine și vinovăție vor dispărea din minte. Îți promitem că, dacă urmezi acest curs, care este de fapt un program științific, așa cum ți se spune și faci lecțiile așa cum scrie, vei găsi pacea. Asta este ceea ce căutați cu toții când mergeți la cumpărături, beți sau vă uitați la televizor. Căutați o pauză de la mintea suferindă. Această cale o va face permanentă și cu iubire. Când ai ajuns în acel punct de pace, știi că ai cel mai frumos cadou de oferit altora. Le poți spune cum ai găsit pacea.
Asta este tot ce a făcut ființa asta. Ea și-a găsit liniștea sufletească pe care nu o simțise niciodată înainte și a devenit dispusă să împărtășească cel mai frumos cadou cu voi toți. Când vei termina aceste lecții, vei realiza cum îți provoci propria suferință prin atacul altora și al tău, în mintea ta, verbal și în acțiune. Și îți vei da seama că este o alegere. Nu trebuie să suferi. Eu sunt cel pe care îl cunoști ca Iisus și, încă o dată, ne bucurăm că ni te-ai alăturat astăzi. Ne revedem mâine!